Bine ați venit la Stax TV de data asta, OMV Autocross Challenge. Mulțumim partenerilor OMV, Techstar și BMW. Îl avem aici alături de noi în cămașa de duminică pe Mariciu, pe care îl știți de la prima ediție. A venit să încerce UTV-ul de la TCS Racing. Nu uitați de etapa de campionat mondial de juniori din data de 7-9 iulie. Aici pune Marius cu steluță dacă am greșit. Și îi dăm... Salut! Iartă-mă, că eu s-a agitat că avem, știi, că avem treabă. Foarte bine, ești pregătit? Deloc. Deloc. Asta e cel mai important, am întrebările voastre, eu îi le pun, el conduce, are joker, are penalizări, are o grămadă de treabă, dar revenim la detalii. Hai să mergem să ne îmbrăcăm. Bă, dar l-am stabilit cu banii, am zis că îmi dați banii înainte. Lasă-mă că vorbim noi după aia cu banii. Nu, dar eu nu mă urc în mașină dacă nu dați lasă-mă banii. Lasă-mă că dau eu. Bun, aici avem partea de regulament explicată și dacă nu vă interesează, dublu click aici, pe ecran, de două ori și trece repede partea asta de regulament. Bun, regulamentul este foarte simplu, ei trebuie să fugă până la mașină, să-și pună centura, să ia un timp și să oferă niște puncte. Un cumul de puncte total va desemna câștigătorul. Foarte simplu, primesc 10 puncte, câștigătorul probei de alergare cu montatul de centură primește 10 puncte, 9, 8, 7 și așa mai departe. După care, iarăși, cel mai rapid timp pe circuit, 10 puncte, 9, 8, 7 și mai jos, pentru locul 2, locul 3 și locul 4. Dacă mergem pe circuit și atingem jalonul, primim 5 secunde de penalizare. Dacă atingem gardul, care este mai departe decât jalon, primim 10 secunde de penalizare. Dacă nu vedem cifrele arătate de Marius, și nu le, adică dacă nu le ținem minte până la sfârșitul celor 5 tururi, iarăși primim un 5 puncte de penalizare. Dacă le știm, nu primim nimic. E zero, se adună la costul total și se face factura și la sfârșit se plătește cu sau fără TVA, depinde, că noi avem mobilitate. Nu e simplu regulamentul, simplă competiția. Ce am făcut? Joker. Și mai avem și partea de joker, bineînțeles. Într-unul dintre cele 5 tururi avem partea de joker unde trebuie să facem o urcare un pic spectaculoasă, mai ales pentru oamenii care n-au experimentat off-road-ul până acum și când vezi cerul așa și ești la volan te sperii, ca să nu mai zic că avem participanți care de-abia și-au luat permisul de conducere, dar astea sunt alte discuții și acolo cine alege să nu facă jokerul primește o penalizare în secunde. Vedem câte puncte primește fiecare, la sfârșit afișăm, desemnăm câștigătorul și de data asta avem și trofeu, pentru că noi zicem că de la an la an competiția asta trebuie să crească. Dublu click, v-am zis de la început. Să nu uiți cum se deschide ușa, da? Aha. Hai! 3, 2, 1, start! Haide, haide, haide! Mișcare pentru a purta centura de siguranță, domnilor și domnilor! Aia e ușa, aia e centura, te-ai pus! Hai, trage-o, 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 trage-o. Hai că poți, hai că poți! Hai că... Așa e tot timpul când e pe timp. Dacă tragi prea tare de ea, e cu pretensionare și... Ai făcut click? Stop. 22.8. N-are mă nimic, mă, coaie, că... Hai că nu mai fac nici joker. Bă, frate, îl facem jokerul. Hai. Deci... Filmează, să vină... Lasă-mă toată lumea, ești pregătit? Hai. Nu mi-am pus centura, bă, frate. Hai, deci, în 3, 2, 1... I-am dat drumul. Asta a fost, mă, frate. Asta a fost. Hai. Noi nu ne grăbim. Ok, nu mă grebesc. Poți să mai repede. O bătăinică din Germania. Poți să-i dai și a treia și mergem așa la cruising, știi? Ne vedem doar ale noastre. Ai luat puncte în plus că mergi fără ochelari. Baby. La șicană ai mare grijă să nu atingem conurile. Nici chiar așa, dar... Așa. Asta a fost, bravo. N-am atins. Acum tot mai zic că mă ceartă Marius. Că te ajut. Mici sau burgeri? Întotdeauna... Mici! Deci întotdeauna mici, dar vezi că există și McMici. Știi, McMici? Nu e combinație. Nu-ți place, mă, pâine? Nu e combinație, nu, tată. Nu? Până nu se inventează bagajul de mici perfect. Da? Mici. Nu facem treabă. Am înțeles, deci mici. Acum va jokerul. Hai să vedem. Haide, tată. Păi cu ambreiajul, nu uita de el. Ce treapta întâia să nu uiți, da? Și o luăm pur și simplu, urcăm și când te-ai pus pe drept, îi dai gaz. Fără emoții, tati. Asta a fost și sus e gaz. Hai, încă un bolt. Așa? Coborând drept. Păi nu cea stânga. Păi stânga, dar noi coborând drept și stânga, jos. Zi haide, tu, haide, tu. Drept, 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 fără probleme. Păi frână aici, frână, ia stânga acum, maxim, maxim, maxim. Hai, hai, gazul, gazul. Că lovesc ăla. Nu mă gazul, dă-i că nu te lovești. Dă-i mă gaz. Asta e, fără frică. Încă o întrebare. S-a gândit să încerce varianta de... Pe aici trebuie să o luăm, hai.
s-a gândit să încerce varianta cu de camping cu un cord pe mașină. Și să încerc, să mergi la camping și să pui un cord ăla deasupra pe Tesla. Pe Tesla? Da. Nu știu dacă e vizabil, dar nu aș băga. Există suporte corbagaj deasupra? Pentru Tesla, da, există. Dacă sunt suporte corbagaj, poți să pui și cord și poți să încerci. Bun. La trage latura motorsport sau ar cumpăra o mașină cu ceva mai mult cai? Da, vreau să ne opresc la Model S Play. Ai avut ce tare, a? E Dumnezeu, 1,9. Ce faci cu atâția cai? Fac ergelie și salam de Sibiu. Care e cea mai bună dotare la o rulotă? Da, mai bine așa, gazul pe ea, gazul. Cea mai bună... Cea mai bună dotare la o rulotă, gazul pe ea, te-i preu, haide, haide, haide! Patru mare! Ce e? Să fie un pahar, să fie patru mare! Pas mare! Adică 1,60 m! Da, și să fie pe spate! Da? Te-ai uitat la Marius, da? Te-ai uitat la Marius, nu te-ai uitat? Da! Nu m-am uitat! Păcărești! Doar acum arată? Doar un tur arată, da! N-are nimic! 736! Nu știu, eu nu zic nimic! 736! Cum ai ajuns să conducă baul vechi, Fiat Punto? Ce? Cum ai ajuns să conduci Fiatul vechi, Fiat Punto cu bau? Cum ai ajuns să conduci Fiatul vechi? M-am dus până la Iași și mi l-am cumpărat. Dar mi-e drag de el, era super tare mașina aia. Era, nu? Mai facem Joker o dată? Nu mai vrei tu? Hai mai de un minut! Hai, boss! Nu-ți cad nimic! Îl faci dacă vrei, dar durează mai mult decât dacă merge normal. Mâncare sau vlogging? Ce preferi? Mâncare sau vlogging? Sau vlogging? Da, ce? Să-ți faci meseria asta pe care o faci tu de vlogger, de excursii și așa mai departe, deci să filmezi chestia asta sau să mănânci, ce-ți place mai mult? Să mănânc și să beau și desigur să hau-hau. Da. Cum se simte când îl strigă lumea domnul ambasador? Nu, este o onoare să poți să reprezint țara. Nu m-a strigat nimeni până acum, doar eu. Nu ești ambasador la nicio companie? Nici la ambasada Americii? Nu ești ambasador? Da, mă! Sunt ambasador pentru câteva bărături. Sunt, da? Ai văzut? Dar nu le zic că nu te-au plătit. Zii, că eu n-am un problem. Pentru că îți cum Pepsi sunt ambasador Pepsi de atâta timp. Ok. Trebuie acum cu OLX-ul, urmează să avem multe chestii. Da? Deci OLX și Pepsi, da? Bun. Da, acolo aia. A fost bună friptura aia. Care nu știu, te întreabă SS Răzvan. Mănă multă friptură, bă! Ha? Mănă multă friptură, multă. Toată-i bună! Care este carnea preferată? De ce animal? De porc! De porc? Da, baby! Combinația Vita Porc din Mititei, cea mai bună! Da? E bine așa, mă, dacă vorba aia. Știi că acum în motorsport contează foarte tare greutatea și oamenii ăștia care mănâncă mult au un mare dezavantaj. Știu! Pentru că se raportează la cai putere per kilogram. Nu da. Știu cum îți interesează aspectul ăsta, dar na. Câți kilometri ai cu Tesla? Da! Câți kilometri ai cu Tesla? 20 de mii! Și ce probleme ai avut până acum? Nicio problemă, e cea mai tare mașină! 736! Încerc să țin minte numărul ăla! Da, mă, e ok, e ușor de ținut minte. Numărul, deci Tesla e cea mai bună mașină. Ai fost până acum la revizie, ai avut vreun cost în ăștia, în kilometri ăștia? Da, am fost prea tăma la revizie, chestie care mă sperie, că mă așteptam să-mi strâi acolo. Băi, repară-ți meleaua! Nu, nu am nicio problemă. Nicio problemă, da? De care să știu. Deci mașina e de vis, ca să zic așa. Da! N-auzi că vreau să-mi iau S-ul. 736! 736! Da, oamenii ăștia ne și aud pe noi. Câte mai avem? Ce, turori? Da. Hai, de unde ai vrea să știu eu? Da, cred că e al patrulea ăsta. Ne așteaptă turorașul ăla. N-avem buget. N-avem. Avem parteneri doar Techstar și OMV. OMV e partener principal. Dar ne-am calicit și n-am mai cumpărat și om care să dea cu steagul. Ne mai trebuiau și niște cameramani. Da, aia e. Pe panică. Aha. Ne descurcăm așa. Loco, frate, știi cum e, românește vorba aia, atât s-a putut, frate. Hai, noi vă mulțumim pentru participare, le mulțumim oamenilor pentru că se uită.
dar vorba aia, ne-am dorit să facem mai mult, doar că suntem scârciți, cred, asta e. Deci Tesla ești mulțumit de BMW și mulțumit de tine. Da! Hai că ai văzut deja, deja i-am dat a patra, vorba aia. La oră și cană. Așa prin spus, pune și afară, vorba aia. Dar e ok, cazul pe ea. Da, mă, de să mulțumim, e o mașină șmecheră. Da? E bine să iau a doua mașină, un BMW. Ok. Dar am condus de ce anul trecut, deci de când am văzut ultima dată aici și până acum. Da. Bă, nu am văzut aici, am văzut în alte magde. Am condus într-o coră 4500 de km prin țară cu ea. Și n-am avut nicio problemă cu alimentarea, cu... Faptul că stai mult la încărcat sau așa, te-ai plănuit foarte bine drumurile și te-ai, când te cazai, probabil tu și încărcai peste noapte. Bă, ideal. Da? Ideal este să îți planifici locul unde te culci. Okay. Să aibă stație de încărcare. Ok. Când te încarci, tu se încarcă și ea, știi? Bineînțeles. Aici ești menul. Oare dacă are stație de încărcare, bănuiesc că e mai scumpă cazarea. Nu, nu, e, nu, momentan nu, momentan okay. nu. Și nici nu te costă, știi? Ok. Anul trecut cel puțin, anul ăsta nu știu cum e, că între timp s-au mai schimbat lucrurile. Da, mă știu, carduri, fiecare benzinărie de-asta care vinde curent electric, are carduri ei, dacă n-am car la ei, nu pot să-mi carc. Da. E puțin complicat, așa, cu aplicații. Da. Îți place aici pe Săritor? Mamă, ce-mi place, să vreau la ei, e băba aia pe Săritor. Da, mă, pe macadam este cu totuși cu o altă senzație. Noi mergem cu 45 la oră, chiar 50, în anumite zone, deci să nu credeți că mergem încet. Mașina asta glisează UTV-ul ăsta, Mariciu trebuie să corecteze tot timpul traiectoria, așa. Gazol, gazol, trei gaz aici la ieșire, spre ce spatele. Aia a fost. Așa. Ăsta e ultimul tur, intrăm în ultimul tur. Cred. Da? Cred. Cred că era acum ultimul tur. Ăsta e al cincilea. Mai avem unul. Ăsta e gata? Gata? Aoleu. Gata? Aoleu. Deci trebuie să scădem 10 secunde. Ai 9.08 și scădem 10 secunde. Băi, nu mai facem o dată urcare aia? Nu mai, că m-am mai pătit. Vreau să mă duc acasă la nevastă mea, la fiindu să-i fug. Așa să le zic că am supraviețuit acestui dezbăț. Nu pățin nimic, bă, frate. Nu pățin nimic. Asta a fost experiența cu Mariciu, 6 tururi. Dar am oprit timpul la 5. Nu. Bă, s-a dus și telefonul. Am făcut și urcarea de 2 ori ca să... Ca să... Și acum ce fac? Închid și fug la loc? Ce? Nu, fug la loc. Facem mișcarea asta ca să conștientizeze oamenii că centura de siguranță salvează vieți, ca să nu mai zică echipamentul la curse, căștile și așa mai departe, iarăși trebuie purtat de fiecare dată, că salvează vieți. Eu îi mulțumesc lui Mariciu că a venit și de data asta alături de noi în acest proiect, care vreau să vadă oamenii că se poate, că se poate motorsport și la noi în țară, că putem să facem lucruri în mediu controlat, că e de învățat. Zi-mă și tu ceva. Păi bani e. Mamă, m-a nebunit. Cât a scos? Nu pot să zic, pentru că avem de calculat lucruri. Adică avem de calculat faptul că a mers fără ochelari. Avem de calculat faptul că a făcut jokerul, deci nu se pune nicio penalizare și timpul de la treaba cu centura se adună și facem la sfârșit. Oricum, pe episod o să apară. A fost o experiență foarte frumoasă. Mulțumesc că m-ați invitat, băieți, cu toate că am condus până aici, m-am plictisit. Da, mă, sunt 30 de kilometri. Da, asta e super tare. Nu mai știam să existe așa. Bă, băi, suntem super aproape de București să existe un loc de ăsta. Știi de cât timp există locul ăsta aici? De cât timp, crezi? De cât timp? 21 de ani? 21 mă, de ani. Mă, bucur că l-am descoperit, e foarte tare. Și da. Traseul, chiar dacă ți se pare greu... Mai e o întrebare. Vreau să zic că... Știi. 736. La nimeni. Zic, dar pe Marius l-ai văzut? Marius! Da, mă, e tare. Deci,
Vreau să zic că traseul, chiar dacă pare super dificil în prima fază, pare te obișnuiești și e super ok. Inclusiv Joker-ul. A fost mișto. Ați gândit foarte bine, băieți. Da? Să-mi dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc de invitație. Bravo, mă, frate, te mai invităm și la următoare. Hai numărul de telefon pentru regulătorul. Îți dau pe regulătorul. Asta a fost, le mulțumesc sponsorilor, OMV, Techstar și BMW și nu în ultimul rând celor de la TCS Racing Park care ne-au pus la dispoziție mașinile și circuitul să facem noi nebunia asta cu influencer, vedete și cum s-or mai numi ei. Vă pupă, băiat. Share, like și subscribe, băieți. Doamnește la toată lumea.